Salut pecioare! Voi face citirea pentru luna martie 2023 resurse. Prima întrebare o punem oracolului lenormand, sfatul oracolului lenormand pentru resursele voastre. Secrete, soluție, o femeie. Uh, veți afla un secret în această săptămână. Acest secret uh, este un lucru ascuns, un înscris ascuns, ceva care vă influențează, dar aveți și o soluție. Împreună cu o femeie sau o femeie, sau voi sunteți femeile, pecioarele, deci dacă voi sunteți femeie, pecioară, veți găsi această soluție. Dacă sunteți bărbat, pecioară atunci o femeie o să vă ajute să găsiți o soluție pentru acest secret pe care l aflați. Și totul vă dă o stare de bine, fiindcă găsiți această soluție. Haideți să vedem ce spune tarotul ermetic pentru voi, pentru resursele voastre fecioarele. in luna martie o schimbare. Gândiți o schimbare importantă pentru voi. Este o schimbare care vă aduce un fel de talisman al norocului. O schimbare profundă în gândire, în idei, în sentimente, în comunicare, în resurse, în creativitate, în energie, în vitalitate. Deci această schimbare depinde de voința voastră. Totul se va opri atunci când veți decide voi. Așa cum am spus, este considerată această schimbare o protecție divină dată de Soare, care îl vedeți că este înconjurat de acel cerc, dar și de voința voastră. Haideți să vedem! Bun, deci... Aici aveți în primul rând trecutul, am zice noi, ia uitați-vă diavolul. Este vorba de un bărbat cu ascendent zodie în capricorn, uitați-l. Un bărbat capabil să vă folosească toate slăbiciunile, toate viciile voastre, este o arcană care vă atenționează. Renunțați la vicii să nu ajungeți în puterea acestui diavol. Nu sunteți decât o simplă trestie în fața furtunii. Acest diavol va de -a declanșa puterea lui Marte, forța, energia lui Marte, războinicul, dar și Saturn. Cel care aduce sancțiunile, cel care aduce blocajele, obstacolele. Aceasta ar fi trecutul pentru voi. Este o arcană majoră, este bine de gândit asupra ei, și, în primul rând, dacă nu ați uh, renunțat la aceste vicii, iată că aveți un șase de băte. Șase de băte, uh, Jupiter în leu. Vă dă posibilitatea să vă rezolvați această situație a blocajelor aduse de acest diavol, dar vă și atenționează că nu le puteți debloca oricum decât dacă folosiți dreptatea, adevărul, corectitudinea. Atunci veți reuși să ieșiți din puterea acestor blocaje. Viitorul pentru voi este destul de urât, cinci de cupe. În această lună veți fi dezamăgiți. Este ceva care va aduce acea, eu știu, pentru unii poate chiar anxietate sau dezamăgire, o situație neplăcută. Nu vă simțiți bine în viitor. În schimb, sfatul este dat Regina de Monede. Această Regină de Monede vă ajută. Folosiți-vă de această Regină de Monede. Ea reprezintă Capricornul. Uitați semnele aici ale Capricornului. Acest și aici, Capricorn, această femeie, este o femeie în vârstă, o femeie muncitoare, o femeie care creează. Face mici creații care aduc venituri nu foarte mari. Ea nu obține o avere, nu strânge o avere. Ea își dorește decât să vă ajute și poate să fie ajutorul vostru. Puteți să vă bazați pe această regină de monede. În schimb, soarele. Soarele arată cum sunteți voi. Vreți fericirea. Sunteți fericiți. Dați acest aspect de fericire, dar totuși trebuie să. Fiți atenți, să vă ascundeți această fericire în sanctuarul inimii voastre, în cercul conjugal. Nu este bine să o arătați celorlalți. Fiindcă este aici, acesta a fost din trecut, el nu dispare. Deci, diavolul nu este o persoană care să se dea la, la o parte din calea voastră. Trebuie să fiți foarte atenți. În schimb, speranța voastră. Aveți aici o speranță să primiți un răspuns doi de ați întreprins ceva, ați făcut ceva, dar acest răspuns vi se spune clar, ma, berbecul în Marte, deci este invers spus, el uh, va dura. Nu veți primi ușor acest răspuns. Ați făcut eforturi, ați făcut ce ați făcut, dar uh, cei care ar trebui să vă răspundă, nu se deranjează nimeni, nu vă răspunde nimeni. În ceea ce privește finalul, este un nou debute. Blocaje. Blocaje pe toate liniile. Aveți luna în săgetător. Arată o situație dificilă, în care uh, sunteți ținuți efectiv în stagnare, nu puteți ieși din această stagnare foarte ușor, Singura soluție este să vă ascundeți scopurile. Dacă vă ascundeți scopurile, veți reuși să ieșiți din această stagnare, să-i duceți pe ceilalți în eroare. Deci, acesta ar fi aspectul pentru voi. Să ne uităm puțin la. Această femeie este Regina de monede care vă dă această soluție, deci uh, uh, vorbiți cu această regină de monede, fiindcă ea vă poate da această soluție pentru secretul pe care îl aflați, fiindcă acest uh, diavol are secretele lui și totuși uh, vă ține în blocaje și chiar în această dezamăgire. S scăpați de această de dezamăgire aveți șansa să vă folosiți este Marte vedeți că e o diferență este Marte în Scorpion este în cum să spun în domiciliul lui Nocturn dar este el indică secrete aici tot secrete deci este o dezamăgire când aflați aceste secrete. Secrete care, așa cum am spus, pot fi rezolvate. Soluția vine de la această femeie, această regină de monede, care vă este dată și ca sfat de tarotul ermetic. Deci, într-un final. Am putea spune că aceste secrete care vă dau dezamăgire, când aflați un secret urât despre o persoană, sunteți dezamăgiți. Dar totuși veți găsi o soluție pentru a rezolva această situație. Eu vă doresc o, săptăm o lună frumoasă cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.